Continuă și acum intervenția pompierilor la hotelul de 5 stele din Sinaia, care s-a aprins în tuiul nopții. 300 de metri pătrați s-au făcut scrum. Vorbim de un acoperiș, dar și de mansarda hotelului de lux. 50 de turiști au fost evacuați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Din primele informații, focul ar fi pornit de la un șemineu aflat la mansardă. Flăcări puternice s-au ridicat spre cer într-una dintre cele mai apreciate stațiuni montane. Un hotel de 5 stele din Sinaia a ars ca o torță. Focul a pornit de la ora 4 dimineața. Imediat s-a dat alarma la 112, iar 6 autospeciale cu apă și spumă și 10 de pompieri au ajuns la fața locului. Focul a mistuit totul pe o suprafață de peste 150 de metri pătrați. Ardea cu flacără deschisă la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, cu degajări masive de fum și posibilități de propagare a incendiului la etajele inferioare. Hotelul este format din parter, două etaje și mansardă cu 23 de camere. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate și ulterior au fost cazate la un hotel din apropiere. Se pare că incendiul ar fi plecat de la un șemineu de la mansardă, dar după finalizarea intervenției vom stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii evenimentului. Potrivit echipelor de intervenție, focul a izbucnit într-o cameră de la mansardă și s-a extins apoi la acoperiș. Un număr de 50 de persoane au fost evacuate, o parte dintre ele de către personalul unității, iar alții de către pompierii sosiți la intervenție. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.